Eu mă simt confortabil în această poziție. Clubul, sau patronul mai precis, a apelat la serviciile mele. Eu fac parte din acest club, iar pentru noi echipa mare, FCSB, spune totul. Spune totul. Suntem o familie, iar o mutare de sus în jos sau invers, de jos în sus, totul e benefică pentru sprijinul sau cât putem să fim aproape de echipa mare. Care sunt termenii contractului sau înțelegerii până la urmă între dumneavoastră și domnul Pecaș? Nu știu acum. Eu bănuiesc la ce vreți voi să aflați, dar la FCSB e cu totul altfel stă problema. Acest grup din staful tehnic, unde îl includem și pe MMU și numai MMU, numai antrenorii care sunt cu zi de zi cu echipa, e partea medicală care se ține cont de ea. Vreau să vă aduc, să enumăr câteva chichițe care fac parte din acest angrenaj. Totul este pentru toți sunt importanți. Cum? Aude ceva cu sunet, nu am probleme. Vă scuzați. Acum e la scuze. Bun, să revenim. Deci v-am spus, acest nucleu, Pintilii, Filip, antrenorul cu portarii, Thomas, colaborat cu partea medicală, tot ce înseamnă partea medicală, MM-ul, suntem o familie în care fiecare are câte un punct de vedere asupra pregătirii, asupra meciului și așa mai departe, a antrenamentelor, în care se va lua o decizie. Referitor la știu ce vă interesează pe voi, în special cine conduce, cine aia. Situația este sub formă, situația e pentru mine și pentru acest club este foarte benefică. De ce? E normal ca orice antrenor, postura mea sau alt antrenor, în momentul în care vine la FCSB, e normal să aibă un colaborator gen Pintilii. Pintilii este de 2 ani de zile aici. Pintilii are o calitate, asta pot să vă spun și din experiență și de antrenorii care sunt cu experiență, care i-am avut, sau ceilalți de vârsta mea, Ciobotariu și așa mai departe, în care ne lipsește această, cum să vă spun eu, calitate care o are Pinti. La Pintilii există un respect vis-a-vis de jucători deosebit. Pentru Pintilii, dacă ați observat, s-a făcut schimbarea la meciul cu Rapid, un mare aport l-au avut jucătorii la meciul cu Rapid. Nu vorbim de că au fost goluri, vorbim de partea fizică, de atitudine, de agresivitate, cum și-au dorit. Era normal că nu poți să duci așa 2, 3, 4 meciuri din fizic, psihic, meciul cu echipa lui Mititelu. S-a rezolvat în prima repriză, în primele minute în care s-au dat golul și dar tot a fost o concentrare. E greu să conduci 2-0 la pauză, pentru că campionatul, să vă spun, este echilibrat, din punctul meu de vedere, este echilibrat. Nu există diferență mare și de asta sunt și surprizele. Deci, ca să revenim la ce vă interesează, din postura mea, am o prietenie cu Pintilii, care este, v-am zis, care este un colaborator foarte bun, să ia decizii împreună. L-am pe Filip, jucător crescut de mine, care l-am debutat, nu știu, cu 10, 15, 20 de ani, la 16 ani, care este dornic și este proaspăt,
proaspăt în devenire, antrenor care vrea, este antrenorul cu portarii. Partea, v-am spus, partea medicală, și avem acest noroc de a-l avea pe noi, pe Thomas, care, din punct de vedere fizic, a dus echipa, poate, la un nivel foarte, foarte bun. Vă gândeați că o să apeleze clubul la dumneavoastră în aceste condiții sau a fost o surpriză? Nu, a fost o surpriză plăcută din partea patronului care mi-a făcut-o. Nu mă gândeam. M-a bucurat și încercăm să creăm, nu știu, o atmosferă plăcută, să le dăm în continuare jucătorilor posibilitatea de a se exprima cât la un nivel cât mai ridicat, în care v-am spus, în primul și în primul rând, vreau să mergem pe această idee sau vreau să mă corectez eu pe acest drum al lui Pinti, care la el jucătorul titular sau jucătorul de rezervă este pe același cal la pot. Dumneavoastră simțiți o presiune în aceste momente? Pentru că este cel mai mediatizat club din România, pentru că vedeți câtă presiune mediatică se pune din toate părțile, poate și prin prisma regulamentelor, mă gândesc că până acum n-a fost discuția aceasta cu licența pro atât de despumoasă cum a fost în ultima lună. Eu presiune nu prea simt. Am fost un jucător mai nesimțit. În schimb, eu am pus presiune pe jucători. Jucători care acum sunt în divizia sau care s-au lăsat, Bătăjelu, Toșca și așa mai departe, renumerăm. Nu-i problemă. Eu, într-adevăr, am pus problema. Ușor, cu vârsta sau cu cât cu experiența, ușor, mi-a dat foarte mult de gândit, v-am zis, această linie care o are Pintili. Nu toți antrenorii poate să aibă o relație de prietenie și să de respect vis-a-vis de ultimul care are foarte puține minute și de ăla care are cele mai multe minute pe timpul campionatului. Dar cum vi se pare totuși această situație că Pintili nu poate să antreneze? Sunt antrenori. De ce să nu poate să antreneze? Nu poate, pentru că în mod normal nu are licența potrivită pentru a antrena în momentul de față. Nu poate să dea indicații în timpul jocului, în fine, nu poate. Vorbim de meciurile de cele oficiale. Da, exact. Poate antrena aici în bază, nu e nimeni până la urmă. Păi tocmai de asta s-a apelat la serviciile mele, în care, având relația cu Pintili, fiind în club, colaborând cu el, trimițând un jucător la echipa a doua, întrebându-mă, urmărind împreună meciurile de elită de la copii, poate se va forma, deocamdată este un drum bun, poate se va forma o chimie bună, da? În care să simțim același lucru împreună, vorbind de meciurile oficiale, în care să nu mai aibă Pintili să mai aibă posibilitatea, neavând nici permisiunea Federației, regulamentului, în care aceste lucruri să pot să le transmit eu jucătorilor. Deci v-am zis, relația cu Pintili, și dacă mă chema Mourinho, poate fac diferență foarte mare, sau comparații foarte mare, tot apelam, sau oricine ar veni, tot la Pintili trebuie să apelezi. Pintili, știți foarte bine, a fost undeva al doilea sau al treilea la toți antrenorii care au fost la echipă, da? Are rost acum să spunem cine a fost înaintea lui. Dar Pintili, v-am spus, în respectul care l-a acordat jucătorilor, este foarte iubit. Și atunci el știe foarte multe. Eu dacă veneam cu un secund, da? Tot Pintili. Eu concretizând lucruri normale, pentru că poate fiecare are tandemul lui, da? Cu secundul lui, preparatorul lui și așa mai departe. Un Pintili care de 2-3 ani de zile este aici și știe fiecare problemă a jucătorilor, e normal să faci o colaborare cu Pintili. Din punctul meu de vedere. Poate mă înșel. În aceste
condiții patronul cu cine se va ține legătura mai mult cu dumneavoastră? V-am spus că acest grup, patronul va fi informat în permanență. V-am zis că acest grup, acest lanț, da? Acest mecanism în care intră antrenorii cu portare, intră preparatorul fizic, intră staful medical, intră Pintili, eu, Filip, cum se cheamă, este Ovidiu, deasupra, sau la fel ca și noi, este MMU, da? Totul se va fi transparent între noi, dacă ni se cere, nu există normal și de drept, relația este patron Mihai Stoica, da? Dar v-am spus, această colaborare în acest angrenaj, oricare l-ar întreba, la fel va răspunde. Sau legătura despre datele, pentru că am zis, eu aș da mult mai multă prioritate lui Pintili, pentru că v-am spus, am știe tot ce se întâmplă în vestiar. Comandat. Nu știu dacă comandat. Hai să spun eu. A fost un articol comandat. Da. Vă întreb exact. El spunea că ați avut anumite abuzuri față de câțiva jucători. Vă este teamă ca, nu știu, ceea ce a spus el să vină cu anumite repercursiuni acum pentru dumneavoastră în echipă? Păi da. Chiar mă bucur. Chiar mă bucur. Aceste repercursiuni. De ce vă spun că a fost un articol comandat? Pavelescu, un jucător de mâna șasea. Da? Un jucător de mâna șasea. Dar de ce nu întrebați jucătorii Toșca, Vătăzelu, Cezar Lungu, Strătilă, cine mai joacă acum? Iacob, Filip, Năstăsie. Ia întrebați-i pe acești copii. Care a fost relația mea cu ei? Ia întrebați-i pe acest copii, că eu l-am adus pe... cum îl cheamă pe ăsta, care am înțeles că are o spălătorie, nu știu ce Dumnezeu e, patron, mare patron. Ia întrebați-l, juca în această echipă? Într-adevăr v-am spus, am fost un antrenor dur, sunt un antrenor dur, dar sunt un antrenor dur pentru că vreau prea mult. Orice antrenor care își dorește foarte mult, pune presiune asupra jucătorilor. Și atunci, nu are de ce să repercursiuni. Ce repercursiuni? Să poți să ai o relație cât mai bună cu Olaru, jucător foarte bun. Da, la FCSB sunt foarte mulți jucători buni. Da? Și atunci mă întrebați, dacă tot mă întrebați de Paraschivescu sau cum Dumnezeu îl cheamă pe ăsta, Căciulescu, Pavelescu, puneți mâna pe telefon și sunați-i pe ăștia care au fost pe la echipa națională. Întrebați-l pe Pavelescu. Făcea parte din lot la 16 ani cum jucau ăștia în divizia B? Și cum... tot eu l-am luat. Bormă m-am stat să mă gândesc cine e Pavelescu. Tot eu l-am luat pentru că era un jucător bun la vârsta aia, născut în 90 sau 91, nu știu unde, de pe la Sportul Studențesc. Cam ce credeți că se putea întâmpla sau ce se poate întâmpla la ce s-a întâmplat atunci? Într-adevăr, eu recunosc, am avut, dar întotdeauna m-am dat la jucătorii care erau... care duceau greu în echipă. Nu m-am dat, pentru că n-avea ce să... la Pavelescu. Dacă Pavelescu nu juca, pentru ce să mă cer cu Pavelescu sau să-l cer pe Pavelescu? Îl certeam pe Strătilă, îl certeam pe Cezar Lungu, aveam clinciul cu el, cu Iacob, Toșca era cu minte, ăsta, Vătăjelul erau copii cu minți, da. Dar mă dădeam, era, nu știu cine mai era, Simion și așa mai departe, Rusu, mulți. Mă dădeam la ei, era vârsta în care aveau 17-18 ani. Am trecut toți până vârsta asta. Pe mine mă interesa să-i promovez. Aveau cantonamente în Turcia, la acum 10-15 ani. Acest nucleu care spun eu, din trei grupe, am format o singură echipă, în care eram în divizia B. În divizia C, când ne-am bătut la promovare, am dus echipa în Turcia, la cantonament de pregătire. Și alte condiții care m-am zbătut pentru ei. Era normal să le cer. Că sunt eu un pic mai agresiv, asta am fost și ca jucător. Nu mi-a plăcut niciodată să mă pierd. V-ați schimbat între timp? Sunteți altfel
Am training-ul lui Steaua nou, le-am luat astăzi de la magazie, absolut tot. Și caracterul l-am schimbat. N-am fost un jucător exemplu. Știți foarte bine, am trecut în viață, mi-a plăcut și așa mai departe. Nu știu dacă am fost modest sau am fost jucător bun, dar pe unde am fost mi-a făcut datoria, am dat goluri. Dar niciodată nu mi-a plăcut să pierd și la miuțele care le făceam între noi, tot căutam, găseam, să caut gricotă ca să câștig. Vă întrebam pentru că aici este și un mediu mai special, sunt jucători considerați de patron care merită milioane de euro, zeci de milioane de euro, este alt nivel la asta. E grea comparația să spunem când lucrăm jucător cu jucător de înformare de 15, 16, 17, 18 ani cu jucători consacrați în care v-am spus un antrenor, acum eu vorbesc din punctul meu de vedere, trebuie urmat acest drum pe care l-a repintilit cu jucătorii. E adevărat, nu poți, pentru că e un grup de care valorează multe milioane, zeci de milioane. N-are rost să nominalizez. Sunt alte cerințe, e altceva. Nu poți, dar presiunea antrenorului pe jucător trebuie să fie. Eu vă dau exemplu la Hagi. Păi Hagi pune o presiune enormă și uitați ce se întâmplă la Hagi. În timpul meciurilor veți spune și dumneavoastră această presiune pe jucător? Că mă gândesc... Nu, mergem pe indicații clare, să vedem dacă se poate, că în timpul jocului foarte puțini jucători mai pot recepționa mesajele sau indicațiile antrenorilor, pentru că sunt pus sub presiunea jocului. Sunt pus sub presiunea jocului și atunci niște detalii mici în care cât poți să te asculte, că nu poți să dai detalii de zeci de secunde, da? Asta se pot, dar v-am spus, dar nici atunci nu, cum se cheamă, nici când am avut acest conflict, sau dacă, eu n-am avut conflict cu el, că el vorbea de cu totul alți colegi, el vorbea de tot colegi. Atunci, într-adevăr, la mine antrenamentele erau foarte dure, era presiune pe presiune, pentru că eu aveam un scop și căzusem cu ei, aveam un acord cu ei în care trebuie să dau jucători la echipa mare. Unii au ajuns, unii n-au ajuns. Dar de asta vă spun că sunt un antrenor coleric. Programul, cum vi se pare până în Crăciun? Există meciuri poate mai accesibile, poate, zic, deși Mioveni, Botoșani de două ori, dar există și meciul cu CFR. Am văzut aseară Craiova. Nu știu dacă mai există meciuri acum, meciuri spre ușor. Nu știu dacă mai există acum. A venit și această perioadă în care pentru unii poate au mai putut să mai lucreze, să mai omogenizeze. Vorbesc de echipele care aveau foarte puține puncte. Celelalte să-și pună la punct alte probleme care s-au evit, da? Iar la Steaua a fost conjunctura în care ai avut 3 pe partea aia, 4 pe partea aia, iar pe la loturile de junior și așa mai departe, în care la Steaua a fost o continuitate în care s-au strâns și au început. Acum, v-am spus, problema la Steaua, problema la FCSB este de a menține acest drum pe care l-a început Pintili. Credeți că Pintili va sta liniștit în timpul meciurilor, că va avea acea capacitate să controleze. Nu se ridice de pe bancă, să se controleze? Nu cred. Păi nu cred că va avea mâncărimi, mă. Nu. Nu, n-ai cum. Pintili trăiește. Îți dai seama că mă va strânge de mână. Nu le poți, dacă nu trăiești meci, doar să fii cumva superfuzii, să nu te miști, să miște granula, ceva de genul ăsta, să stai prea liniștit. Dar la drumul pe care îl începe Pintili, mi-e tare greu să cred că va sta, nu știu ce exemplu să vă dau eu, să nu scoate două cuvinte, doar să gesticuleze sau pe buze să-i simțiți vreo indicație. Sare domnul Burchel cu amenda de la Cum? Școala de antrenori. În momentul când îl simt că începe să-i vibreze piciorul și așa mai departe, dau câte un cot, stai liniștit, nu-i problema de asta. Vi se pare normal ca tocmai acum
să iasă această discuție despre licența pro, pentru că au fost în ultimii ani antrenori care nu au avut licență pro. Să-și o ia. Nu-i normal să-și o ia? Să și fie ajutați oarecum. Că cum? Pentru o licență pro trebuie să stai câțiva ani bun, să înveți, să pierzi niște ani. Ați terminat vreo facultate? Da. Aveți o meserie bună. Fără facultate putea să fiți? Poate, da și nu. Poate da și nu. Nu-i normal și ea? Să-și și ea? Să muncească? În paralel. E tânăr. Cât are Pintili? 38. Poate nu prea mai e tânăr așa. Da? E normal? În același timp să ducă să-și facă școala de antrenori, să-și ia licențele care le are și așa mai departe. Vrem să ajungem la un fotbal. Vorbeam cu Alexe, cu Bebe Alexe, care da, mi-e prieten și spuneam, a fost un schimb de experiențe cu Federația din Belgia. Federația din Belgia, antrenorul de la Federația din Belgia își face lotul pentru următorii 4 ani de zile. Lotul. Și concretizează lotul la echipa națională pentru următorul campionat mondial. Mi se pare ceva pentru noi. Noi nu știu dacă putem să ne facem lotul pentru, nu vorbesc de FCSB, de echipa națională. Și atunci e normal să intri în ritmul ca să fii antrenor principal, pentru că el va fi antrenor bun. Pintile va fi antrenor bun. Dar nu doarme nici Burchel.